De la instituirea stării de urgență, polițiștii buzoeni au desfășurat misiuni pentru menținerea ordinii publice la unitățile spitalicești și pentru depisarea și reținerea persoanelor care se sustrag măsurilor de izolare ori carantină. Au fost de asemenea sprijinite autoritățile competente prin identificarea persoanelor în cadrul anchetelor epidemiologice, verificarea respectării de către persoanele fizice, dar și de către societățile comerciale a interdicțiilor impuse prin ordonanțele militare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, până acum au fost întocmite 26 de dosare penale privind infracțiuni în context. În șapte situații în care buzoienii nu au respectat măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Cinci persoane care au îndemnat în spațiul public la nerespectarea prevederilor legale în vigoare, care reglementează măsurile luate pe timpul stării de urgență pentru combaterea răspândirii coronavirusului, s-au ales cu dosare penale pentru instigare publică. 14 dosare penale au fost întocmite pentru fals în înscrisuri private și uz de fals, ca urmare a neconcordanțelor constatate în urma verificărilor documentelor justificative privind deplasarea așa cum este stipulat în ordonanțele militare. Poliția dă și exemple în acest sens. În data de 14 aprilie, un tânăr de 20 de ani din municipiul Buzau a postat pe o pagină de socializare un mesaj ce conținea o imagine cu o declarație pe proprie răspundere urmată de îndemnul la încălcarea prevederilor legale, privind carantina instituționalizată sau restricțiile de circulație. Polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma imaginilor apărute în spațiul public și au demarat verificări pentru identificarea persoanei și tragerea la răspunderea acesteia. Tânărului i-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică, a transmis IPJ Buzău. Ieri, în urma celor mai recente controale efectuate în teren de polițiști de la Poliția Municipiului Buzău, s-a constatat că un buzoian de 51 de ani care s-ar fi întors de câteva zile dintr-o zonă afectată de pandemie, nu ar fi respectat măsurile privitoare la prevenirea bolilor infectocontagioase. La întoarcerea în țară, bărbatul nu ar fi anunțat autoritățile competente că urma să se izoleze în același domiciliu cu fiul său. În consecință, fiului său i s-a impus același regim de izolare cu măsurile aferente. Acum Buzoianul este cercetat de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal.